Această rubrică este sponsorizată de Aivia, mezeluri vegane sănătoase. Bun venit la Starea Sănătății! Care e de fapt problema noastră azi? Că avem această tendință să ne căutăm scuze, să credem că totul e foarte complicat când vine vorba de un stil de viață sănătos. Nu, fraților, problema e simplă. Avem prea mult din toate. Mult prea mult. Vă povesteam în ultimele episoade despre zahăr. Problema nu e că mâncăm zahăr. Problema este cantitatea enormă de zahăr pe care suntem practic aproape condamnați să o consumăm zilnic, dacă stilul nostru de viață include mâncarea de la fast food sau semi-preparată din hipermarket. Mâncăm în câteva zile cantitatea de zahăr pe care bunicii noștri o consumau într-o lună. Și la fel e cu toate. Avem prea multă mâncare și prea ieftină. Fiind ieftină, e foarte proastă. Dar culmea, asta nu ne ridică niciun semn de întrebare. Oameni buni, deci cum poate să coste 3 lei un burger care să aibă măcar 1% ingrediente sănătoase? Dar altfel vor ăștia să ne cipeze cu vaccinurile, nu? E clar, o spun toate studiile serioase, de aici pleacă și cartea Resetează-te a soților Orniș, că mintea și trupul n-au avut timp să se adapteze acestor excese și perturbări provocate de modul de viață din ultimii ani, că n-avem stilul ăsta de foarte mulți ani. Cu alimentația asta bogată în proteină animală, grăsimi rele sau zahăr, apoi cu sedentarismul, cu stresul emoțional care aduce într-o lume ce se vrea mai conectată ca oricând, depresie cronică. Și atunci, dacă toate astea sunt clare ca lumina zilei, de ce refuzăm să le vedem? De ce continuăm să alimentăm prin comportamentul nostru acest stil de viață atât de nociv? De ce vrem să fim deprimați și bolnavi în loc să alegem să fim sănătoși și fericiți? Sigur, de multe ori n-avem de ales. Când trăiești de pe o zi pe alta, când sărăcia se urcă pe tine, nu mai putem vorbi despre alegerea unui stil de viață sănătos. Problema este că noi, chiar și când putem alege, rămânem tot în zona nesănătoasă. Apropo de asta, am fost în ambele situații în viață. Și în situația de a nu avea ce pune pe masă de sărbători, și în situația în care mă aflu astăzi, când pot să pun aproape orice îmi doresc pe masă. Ei bine, acesta a fost al doilea Paște din viața mea când n-am mâncat carne. Și mă simt atât de bine, chiar dacă am mâncat ceva mai mult. Nu e vina mea că nevastă-mea gătește senzațional și fără carne. Faptul că mâncarea a fost ușoară și că deja am aproape 2 ani de când nu mai mănânc repede și până simt că nu mai pot să respir, toate astea mi-au produs o stare generală atât de bună. Am băut în 3 zile 3 pahare cu vin, l-am savurat pe fiecare cu o plăcere nebună. E incredibil de bine să reușești să înțelegi că nu cantitatea contează. Doar că asta se întâmplă aici, fraților, sus. Și atunci, dacă asta e problema, că avem prea mult din toate și consumăm prea mult din toate, iar asta ne duce la boli care, iată, ne fac atât de vulnerabili în fața unor virusuri precum SARS-CoV-2, haideți să schimbăm cumva lucrurile. Haideți să prevenim în loc să tratăm. Adică, măcar de felul în care arată spitalele și de bacteriile mortale care locuiesc acolo, să ne fie frică dacă bolile nu ne sperie, nu? Mai vorbim și mâine. Nu uitați că ne vedem de luni până joi cu emisiunea Starea Nației de la 22:30 la Prima TV. Această rubrică a fost sponsorizată de Aivia, mezeluri vegane sănătoase.